Aici e Steaua, glasul armatei. Breaking! Avem o veste excelentă pentru fanii steliști. Mărcile istorice au fost reînnoite la Osim. Colonelul Florin Talpan a blindat la Osim până în anul 2034 cele mai importante mărci din istoria clubului Steaua București. Sigla ASE Armata 1947, prima stemă din istoria clubului militar, a fost purtată pe tricouri de primii fotbaliști din istoria Stelei în urmă cu 77 de ani. Sigla purtată de Steaua în perioada de glorie din anii 80 cu această stemă pe tricouri, Clubul Armatei a cucerit Cupa Campionilor în 1986, Supercupa Europei în 1987, a jucat semifinalele Cupei Campionilor Europeni cu Benfica în 1988 și în finala Cupei Campionilor Europeni cu AC Milan în 1989. Marca istorică Steaua a fost clonată în anul 2003, atunci când Gigi Becali a înființat un club nou, SC Fotbal Club FCSB SA, în satul Mogoșoaia, județul Ilfov. La acea vreme, Gigi Becali a înregistrat la Osim o siglă contrafăcută prin care a copiat stema istorică purtată de CSA Steaua în anii 80. Ulterior, Gigi Becali a lipit această siglă clonată pe tricourile FCFCSB, club care poartă ilegal numele FC Steaua București. Societatea înființată de Gigi Becali în satul Mogoșoaia a purtat sigla clonată până în anul 2014, folosind numele și marca Steaua fără nici un drept. În anul 2014, ICCJ a interzis furtul de identitate și a anulat sigla clonată de clubul lui Becali în 2003. Motivarea ICCJ arată limpede furtul de identitate. Pârâta FCFCSB SA cunoștea că nu are niciun drept asupra acestei mărci, cât și gradul de cunoaștere a acesteia în rândul publicului larg, dobândit în special datorită performanțelor echipei de fotbal Steaua și anume câștigarea Cupei Campionilor Europeni în anul 1986, a Supercupei Europei în anul 1987, se arată în motivarea ICCJ. Oficiul de stat pentru invenții și mărci Osim a analizat actele depuse la dosar de juristul armatei și a admis cererea de reînnoire a mărcilor istorice. Titularul și proprietarul mărcii Clubului Sportiv al Armatei Steaua, instituție de drept public înființată de Armata Română în anul 1947. Mărcile istorice se vor bucura de protecția oferită de lege încă 10 ani de acum înainte, până în anul 2034, atunci când Clubul Steaua va depune conform legii o nouă cerere de reînnoire a mărcilor la Osim. Legea numărul 84 din 1998 prevede că înregistrarea unei mărci poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani. Potrivit legii, Osim a acordat clubului Steaua, titularului mărcii, un certificat de reînnoire a mărcii înregistrate. Fiind o marcă notorie la nivel național, marca Steaua se bucură de protecția oferită de lege chiar și în cazul în care nu ar fi înregistrată la Osim. Potrivit deciziilor definitive ale justiției, marca Steaua nu poate fi înregistrată și nu poate fi folosită de nicio altă entitate în afară de Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Decizia ICCJ referitoare la marca istorică, dosarul Marca Steaua.
Marca notorie Steaua București nu a făcut obiectul niciunei decizii de transfer din partea CSA Steaua. Nu există un contract de cesiune pentru această marcă. S-a reținut că marca este notorie, titularul acesteia fiind Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Această situație a fost recunoscută de SCFC FCSB SA. Pârâta FCFCSB cunoștea că nu are niciun drept asupra mărcii, cât și gradul de cunoaștere a acesteia în rândul publicului larg, dobândit în special datorită performanțelor echipei de fotbal și anume câștigarea Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 și a Supercupei Europei în anul 1987. Tocmai de aceea FCFCSB a și solicitat consimțământul CSA Steaua la înregistrarea. Prin solicitarea acestui consimțământ intimat a FCFCSB recunoștea faptul că nu poate înregistra marca respectivă pentru că nu se transmisese niciun drept asupra ei prin protocolul menționat. Protocolul dintre MAPN și AFC Steaua a fost încheiat în data de 7 martie 1999 în baza HG numărul 66/1999 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în municipiul București, Stadionul Steaua. Această hotărâre a fost abrogată prin HG numărul 128 din anul 2003, protocolul încetând de drept, inclusiv dreptul de folosință pe care îl primise AFC Steaua în 1999. Prin protocol s-a transmis un drept de folosință asupra unor elemente din patrimoniul CSA Steaua și nu s-a transmis fondul de comerț întregul patrimoniu. Chiar dacă au fost transmise unele elemente din patrimoniul CSA Steaua, mai exact s-a dat drept de folosință, nu de proprietate, referitoare la activitatea fotbalistică de la CSA Steaua, nu înseamnă că a operat transferul tuturor mărcilor CSA Steaua, în special a mărcii notorii, sau că a existat consimțământul din partea CSA Steaua la înregistrarea acesteia de către FCFCSB. Prin adresa numărul 54 din 15.01.2004, SCFCFCSB i-a solicitat reclamantului CSA Steaua consimțământul la înregistrarea mărcii constatând din denumirea Steaua București cu element figurativ, culori revendicate roșu, galben, albastru, alb. Prin adresa numărul 1024 din 19.04.2004, reclamantul CSA Steaua și-a exprimat refuzul la înregistrarea mărcii în cauză în numele pârâtei FCFCSB. În ciuda acestui refuz, marca supusă procedurii anulării pentru reacredință a fost înregistrată pe numele de SCFCFCSB SA. Dat fiind faptul că marca reclamantului CSA Steaua era notorie, acest mod de a proceda reprezintă un indiciu în sensul că obiectivul FCFCSB a fost acela de a beneficia în mod nejustificat de acest renume. Reclamanta CSA Steaua București nu a transferat și nu a renunțat niciodată în favoarea asociației non-profit AFC Steaua la numele utilizat sau la semnul ce face obiectul mărcii Steaua București înregistrată încă din anul 1996. Nu există probe în dosar din care să rezulte acest lucru pentru a se putea ajunge la concluzia că acordul asociației non-profit AFC Steaua ar fi fost suficient și că nu ar mai fi fost nevoie de un consimțământ CSA Steaua București. Nu există argumente valide și probe care să susțină lipsa de necesitate a acordului CSA Steaua București. Sursa: Glasul Armatei.